Hai să niște chestii în natură, care de fapt, natura nu este ceea ce ni se spune, că am văzut lucrurile împietrite, foarte multe dintre ele au fost ființe vii, între care și uriaș, altele au fost clădiri artificiale, fiecare să scot o concluzie. Eu vă arăt pozele și acum dacă vă readuce aminte când vezi lucrurile astea împietrite în natură la anumite chestii, adică cu alte cuvinte la organul sexual masculin și feminin, să-mi spui tu ce gândești, o să spui, a, este coincidență, este un miracol al naturii, este așa se joacă natura, știi, natura din miracole, din întărirea lavei vulcanice și altor sedimente și roci formează forme care arată ca și vaginul femeii și penisul omului bărbatului. Așa că, în fine, fiecare să gândească ce dorește. Locurile astea care arată ca niște sâni pot să fie și locuri care sunt de uz energetic, cum ar veni clădiri artificiale care au fost acoperite, dar sunt anumite zone în care pur și simplu te uiți și vezi practic ceea ce... Este normal să vezi, pentru că dacă au existat uriașii și titanii, care de fapt erau oameni ca și noi, dar mult mai mari, mult mai mari, normal că și ei aveau părțile tipice, intime, care le au toți oamenii și atunci nu mi se pare greșit că dacă a fost un război și -au, au fost distruși, și au fost exterminați și împietriți cu cine știe ce uz tehnologic, să fi rămas resturile lor și pur și simplu să fi rămas așa cum am văzut în multe locuri că sunt copaci uriași, copaci pur și simplu, copaci titanici care au fost rupți, pe păi dacă au fost copaci titanici înseamnă că au fost și oameni titanici și animale titanice. Cine știe, lucruri interesante, lucruri grozave, lucruri care pentru marea a oamenilor de rând din ziua de astăzi par doar știință ficțiune, par doar fantezie, par doar cum că vrei să te afli în treabă și tu ca să spui o prostie. Dar adevărul, realitatea, lumea din jurul nostru, de multe ori, cel mai multe ori, este mai presus decât știința, ficțiunea și fantezia. Acum, cum am spus, că vei spune că este o coincidență, da, poți să spui ce vrei, atâtea coincidențe. Deci, resturile alea hexagonale care le văd în toată lumea și, și pe și pe uscat, și sub mare, și sub ocean, sunt foarte multe, este clar că nu sunt coincidențe tot, prin urmare, logica spune că nici asta nu sunt coincidențe, că sunt și resturi de la ființe umane uriașe și titanice. Așa că mai fiecare se crea ce dorește, pentru că data de aici încolo, normal, deja depinde de cât de deschisă ți mintea și cât de mult vrei să accepti niște adevăruri care merg împotriva îndoctrinării. Și cu atât, sper că ți-a plăcut și ne vedem în următorul video cu alte chestii interesante ca de obicei de la Dacul Liber.